ziua! Bun venit la Clubul de Lectură al Liceului Teoretic Național. Eu sunt Elinica Jeanu și astăzi vă vom prezenta cartea Lupii Cheții de Amy Kaufman. În carte este vorba despre doi frați gemeni, Anders și Raina, care se transformă. Raina devine dragon și Anders devine lup. Anders și Raina, cei doi frați gemeni nu știau ce urma să-i aștepte în aventura lor. Frații se luptau pentru a avea o viață normală, decentă, făcând tot felul de sacrificii. Până când, ating toiagul Hadei, și transformarea lor începe. Cu cât mai repede îl va atinge ca să nu se întâmple nimic, cu atât mai repede va dispărea de acolo. Raina își mușcă buza, cuprinzând cu mâna toiagul și îl strânse cu putere. Ah! Andres, ajută-mă! Mă transform în dragon! Sunt foarte îngrijorată! Haide să o oprim! Nu vreau să pățească ceva rău! Acesta căzut de pe podium, lovit de coada dragonului. Raina țipă. Ah! Aruncă toiagul și își întoarce capul spre Anders cu o privire disperată. Ea scoase din nou un țihot răgușit și se întunecă toată fața într-un roșu închis. Anders se transforma în lup și aventura lor începe. Vă lăsăm pe voi să descoperiți prin ce aventuri trec cei doi gemeni. Spoiler!